pe 29 septembrie va fi Supercupa României, un nou cuplaj de senzație, de data asta la București. Cum a, Cât de greu a fost să obținem sala poligonată din București? Să știți că nu a fost atât de greu, am făcut o solicitare din timp, Asta este adevărul, la Agenția Națională pentru Sport, pentru că sala poligonată aparține Agenției Naționale, am primit răspunsul afirmativ, am fost și-am legătură cu directorul Sălii, am văzut ce, de ce mai e nevoie pentru organizare, deci lucrurile au fost cumva, să zic, relativ simple, n-au fost complicate. Eu îmi doresc, în schimb, de la lucrul ăsta să reușim să aducem, avem în gând să aducem cât mai multe cluburi de copii sau de juniori, să spunem așa la modul general, să fie în sală și să încercăm să, să creăm o, o bucurie a volului românesc. E un preambul, de fapt, al campionatului, al noi campionat în 2024-2025, și să ne bucurăm toți de acest uh, eveniment, pe care încercăm să-l ridicăm la fel, la același nivel la care le-am făcut și pe celălalt. Vor fi toate acele spectacole majorete și... Nu -și, nu și. Da, da, Încercăm același lucru să se întâmple, tocmai pentru a avea parte și de acel așa numit show uh, în tribună și în afara uh, uh, spectacolului sportiv. V-ați făcut un deziderat al dumneavoastră și al conducerii federației să duceți voleiul prin țară? Ați fost la Brașov, a fost la Constanța, a fost la Mioven, la Pitești, la Blaj, acum iată la București. Practic ați făcut un tur al țării cu ureu. Încercăm să ne ducem și să prezentăm jocul ăsta de volei în cât mai multe localități. Eu mă bucur că am reușit și am fost... Uh, uh, doriți în acele zone, n-am mers noi cu forța, ci am fost chemați să organizăm acele competiții. E adevărat că trebuie să ții cont și de uh, posibilitatea orașului de a-ți pune la dispoziție o sală care cel puțin trei zile, dacă vorbim de supercupă, dacă vorbim de Cupa României, ai nevoie de mai multe zile, să-ți la dispoziție o sală în care tu să-ți desfășori competiția pe un uh, pe, era, sau în, pe durata a două-trei zile. Am primit aceste lucruri, am reușit să facem, să găsim aprobările necesare, n-am încurcat pe nimeni și iată așa am reușit să, să facem aceste competiții în orașele respective. Sincer, există două lucruri de care trebuie să ții cont. Unul, cumva, dacă vrei, sunt cumva în antiteză. Ca să dezvolți jocul de volei ar trebui, din punctul meu de vedere, să te duci în zonele în care e foarte slab reprezentat voleiul. Însă acolo te lovești de un factor cumva care e împotriva ta, lipsa spectatorului. Oricât ai încerca să aduci oameni în sală, s-ar putea, noi am încercat în mai multe zone, să nu ai așa o afluență foarte mare de spectatori. Și atunci, cumva trebuie să găsești o, o soluție de compromis, dacă pot să spun așa, în zona unde este cunoscut volul și uh, orașul în care și oamenii care să, să vadă până la urmă să, prezin, să urmărească acest show uh, numit eveniment, numit Cupa României sau cu cazul nostru acum Super Cupa României. În că românii la băieții se vor confrunta doi antrenori români iar la fete doi antrenori străini. Există vreo explicație pentru care sunt mai mulți antrenori străini în campionatul feminin decât în campionatul masculin? Aș vrea să dau un răspuns care să fie luat cumva ca, ca exemplu. Probabil că există o dacă vreți, o, o decizie a fiecărui club de a avea o continuitate pe latura antrenorului străin. Nu știu dacă Vorbim de valoarea antrenorului român versus antrenor străin, este o politică, cumva, a fiecărui club prin care încearcă, mă gândesc eu, să-și asigure o siguranță, un respect al sportivilor și cu care se poate discuta probabil mult mai ferm vis-a-vis -vis de obiectivele pe care și le, și le stabilesc. La băieți, și în campionat, dacă ne uităm, și în campionatul băieților, sunt mai mulți antrenori uh, români, de la locul 1 până la locul 12. Mă gândesc că este un lucru foarte bun pentru, uh, pentru antrenorul român și pentru poliul românesc.